Salutări, prieteni! Eu sunt Florentin YouTube și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. După cum vedeți și pe fundal, astăzi vă voi face un mic tutorial și anume cum să puneți poză de copertă pe YouTube. Știu că este un lucru destul de simplu, dar câteodată lucrurile acestea simple le dau bătăi de cap oamenilor și de aceea m-am gândit astăzi să fac un mic tutorial despre acest lucru, cum să puneți poză de copertă pe YouTube. În primul rând, veți avea nevoie de două aplicații pe care eu le folosesc și editez cu ele, și anume Pixel Lab și Photo Editor. Imediat intrăm în magazin Play ca să le căutăm acolo. Da, prieteni, am intrat în magazin Play și aici în bara de căutări vom căuta Pixel Lab. Și uitați, aceasta este prima aplicație pe care trebuie să vă instalați pe telefonul mobil, indiferent dacă este Android sau iPhone. Dacă este Android, căutați în magazin Google Play. Dacă este iPhone, căutați în App Store. Deci, indiferent de dispozitiv, puteți descărca această aplicație gratuit, care este o aplicație foarte bună. Haideți să intrăm puțin în ea și să vedem cum arată. După cum vedeți, în partea dreaptă avem fundalurile pe care putem să ni le alegem. Eu v-aș recomanda acesta cu 3D, cu scris 3D. Sunt destul de ok toate. Cam acestea sunt toate fundalurile, dar mai sunt niște fundaluri aici. Deci dați pe a patra căsuță din partea dreaptă, unde am dat și eu, și puteți pune o anumită culoare ca și fundal. Sau puteți pune și o anumită imagine. Puteți pune o imagine dintre acestea pe care le vedeți aici în partea dreaptă. Mi se par destul de ok toate. Ultimele sunt mai interesante puțin. Da, deci sunt niște imagini destul de ok toate. Sau puteți să vă alegeți o imagine din galeria voastră, dați aici pe import imagini, pe galerie unde scrie From Gallery. Și aici avem imagine din galerie. Uitați, ne bagă la descărcări, acestea sunt imagini mele momentan. Deci cam așa funcționează această aplicație. Și după ce v-ați ales o imagine, haideți să alegem o imagine. Să zicem, alegem această imagine. O aplicăm și intrăm aici la editare. Adăugăm un text. Centrăm textul, putem să-l punem în orice poziție. Și după aceea putem scrie aici orice text vreți voi. Eu las deocamdată așa, new text. După care vă puteți mări textul pe care l-ați scris prin această căsuță și multe alte detalii pe care le vedeți și voi când intrați în această aplicație. Eu v-aș recomanda pentru o poză de copertă să mergeți pe scrisul 3D, pentru că este puțin mai interesant și vă jucați aici cu editarea. Deci nu am ce să vă arăt la această aplicație, puteți învăța și singur. Eu vă zic aplicație pe care să le utilizați în a face o super poză de copertă pentru YouTube. Haideți să vă arăt și a doua aplicație. A doua aplicație pe care va trebui să o descărcați din magazin Google Play sau din App Store se numește Photo and Pictures Resistor.
O vedeți aici prima în căutări. Vă descărcați această aplicație. După cum vedeți, eu o am descărcat, ar trebui actualizată, dar nu-i voi da actualizarea acum. După care intrați în această aplicație și voi intra și eu imediat după ce vă arăt ce poze de coperte am reușit eu să fac până acum. Imediat intru în galerie și vă arăt pozele de copertă ale mele. Am reușit până acum să fac această poză de copertă unde am scris în format 3D Florentin, aceasta unde am scris în format 3D Citan și aceasta care mi se pare puțin mai interesantă. A durat destul de mult să creez această poză de copertă unde scrie FFG Project. Da, deci acestea sunt pozele pe care le-am creat eu de copertă și acum haideți să intrăm în acea aplicație Photo and Picture Registrar și să vă arăt cum să vă selectați acolo o poză de copertă ca să fie compatibilă într-un fel cu YouTube-ul. Deci imediat intru în aplicație și vă explic mai multe. Da, prieten, deci am intrat în această aplicație Photo and Pictures Registrar și aici vom selecta fotografia sau putem să facem o fotografie. Mai multe variante aveți aici să vă alegeți. Eu voi selecta o fotografie din galerie și haideți să selectăm această fotografie, aceasta cu Florentin. După cum vedeți, această fotografie are 800 cu 600 dimensiunea, dar această poză, dacă aș băga-o acum pe YouTube să o punem la poză de copertă, nu va fi compatibilă pentru că ne trebuie o dimensiune puțin mai mare. O să vă apară când introduceți această poză la copertă pe YouTube că această fotografie este mult prea mică și de aceea vom da pe aceste liniuțe unde vom selecta dimensiunea și aici veți selecta voi dimensiunea pe care o doriți, dar eu aș selecta-o pe următoarea. Da, deci eu voi selecta dimensiunea de 4096 cu 3072 înălțime pentru că mi se pare mai decent și uitați acum se editează aici fotografia voastră și ne-a apărut fotografia. Aceasta este fotografia de 4096 cu 3072 și acum vom intra pe YouTube la poza de copertă pentru a selecta această fotografie. Deci revin imediat intrând pe YouTube. Da, deci am intrat pe YouTube, prieteni. Vom intra la canalul meu. Văd că am 920 de abonați, super tare. Vă mulțumesc mult pentru susținere și vă mulțumesc pentru că ați vizionat și ultimele mele clipuri de pe canal. Haideți să intrăm puțin la setări și vom da aici în colțul din dreapta unde vedeți că am ultima mea fotografie de copertă și o vom selecta pe ultima pe care am creat-o. Vom da salvare. Ea se procesează și cam așa arată acum fotografia mea de copertă. Va trebui să reintrați pe profilul dumneavoastră pentru a vă apărea noua fotografie de copertă. Uitați, cam așa arată fotografia de copertă. Și dacă aș fi selectat cealaltă imagine, ca să vă demonstrez care ar fi fost eroarea celor de la YouTube, dacă aș fi selectat această imagine, ar fi spus că dimensiunea minimă este de 2048 x 1152 înălțime. Da, prieteni, și
Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă nu uitați să dați ca de obicei un mare like, share pe Facebook și subscribe la canalul meu de YouTube. Până data viitoare, eu am fost Florentin YouTube. Vă mai aștept și la alte tutoriale pe acest canal. Toate cele bune, pa, pa!